Atunci când spui kilometru zero, este perimetru de 100 de metri pătrați. Și nu vorbi tu pentru că atunci când zici kilometru zero, pentru că atunci când spui kilometru zero, e pe o distanță de un kilometru, în fond. Dar să ai ceva al tău. Știi, dacă ești în față la Paris, în față la Notre-Dame, acolo este kilometru zero, de tură un kilometru, tot ce ai percepe este demn de ce s-ar numi kilometru zero. Nu mai avem nevoie, eu spun cu tristețe, nu mai e nevoie, domne, să ne arătăm kilometru zero al Bucureștiului, ceva așa deplorabil, trist. Să nu spun ceva care să ne sună negativ. Am obosit, domne. Trebuie să avem demnitatea asta, domne, că avem și noi... starea asta să fim și noi, să avem orgoliu, domnule. Eu am fost și n-am avut orgoliu când am construit minunatele noastre biserici, în nord și în sud, deopotrivă și în sudul României și în Ardeal. Ah, Bernard, Elu! Aici nu te poți dezvolta atunci. Aici ai un vis neîmplinit. Aici te trezești că vine doamna respectivă de la primărie care azi mi-a creat starea asta, încât zic, uite bă, eu încerc să fac ceva în spațiul cultural al nostru și vine unul să-mi facă observație că, știi, în preajma casei, că... Simți personaj atunci când e o străfulgerare de gând și vrei să împlinești o poveste și atunci ești cea acelui gând și atunci ai un fel de imagine dublă, un alter ego și sigur că în proza lui Nedelciu acolo sunt personajul unei schițe care poartă chiar numele meu. La vremea respectivă stau și mă gândesc de ce am fost de acord ca personajul literar să poarte și numele real. Și chiar ce spuneam, dacă ne gândim la vremea respectivă,
nu puteai să spui multe lucruri. Și dacă mă gândesc că atunci erau, îți bătea la ușa atelierului și spunea să pictez așa și nu așa. Ori la fel și eu nu puteam să schimb numele personajului. Dacă scriitorul a simțit să-i dea numele care de fapt îi dă acea aură, chiar și numele meu, și de asta am fost de acord în ideea să nu mutilez actul creației. Ce chestie interesantă. Foarte interesantă. E ca și cum aș intra în tunelul acela al... Ca să văd luminița de la capătul tunelului. Știu că am filmat la American Beauty, imagine, domnule, acolo mi s-a părut ceva extraordinar, genial. Știi, când ea este filmată și tot ea se vede în spațiul lui de interior, în monitor, așa că, Lucian, hai să văd ce filmezi tu. Eu intru acum în camera respectivă. Vinten, ce o fi? Nu, ăla e altceva. Aici, gata, intru. Am intrat în lupă, dar nu... La ce folosești? Dar nu te văd. La ce folosești? Păi nu, eu vreau să... E ca și cum ne-am vedea prin alt sistem decât cel real, știi? Prin sistemul electronic. Deci, pe capela sistemul pe amândoi. De ce nu? Dacă vrei să nu fiu singur în capela Sistină, vină și tu. O să fii și tu un Ignudi de acolo sau un Efeb sau... Dar n-ai vrea să locuiești așa, imaginar, în locul unui personaj? Și după aia mă mut în pielea altui personaj. Și tot așa, în fiecare zi. Ca să nu mă plictisesc. Domne, de fapt, probabil că ceea ce spui tu este, de fapt, un loc de a ajunge la nemurire. Acum prepar pânza cu amidon pentru a adera mai fin hârtia pe ea, pe suprafață. Și urmează să lipesc fâșii. Și după ce voi face 14 panouri de 1 metru pe 1 metru, pe care am să le panotez într-un spațiu dat, să zicem de expoziție, mi-am propus, în finalul lucrării vreau să fie un panou 1x4 ca mărime din Capela Sixtină, în care să fie un fel de paravan, deci să fie cam la dimensiunea 4 metri pe 12 metri, și prelungiri aceste panouri care vor fi puse în formă de zigzag, deci concovor, exact ceea ce se întâmplă în partea extremă a plafonului și ca dominant al acestei altfel de plafon Sixtin, să fie o umbră imensă, probabil o umbră a celui care creează, a celui care creează, nu lumea, o lume. Încep să-i dau drumul afară, să mai pun.
Cel mai trist este atunci, într-adevăr, când faci, așa, acumulezi un cimitir de idei. Ideal e că atunci orice idee să o împlinești și pe urmare viața ei, drumul ei, traseul, ca un tablou, l-ai născut, el o are altă viață. El poate să dea alte, cum să spun, sensuri, în cine știe ce context, așa mai departe. E trist, ce drept, atunci când se adună, se cumulează în tine idei neîmplinite și când îți prea dese se spune că atunci când ucizi o speranță, o idee, de fapt e o speranță a unui lucru care se va înfăpti, când o ucizi e o crimă foarte mare, într-un fel. E drept, ca și artist, faci tot posibilul, renunți la multe lucruri ca o idee să o împlinești, să-i dai cel puțin să se rătunjească odată ideea și să o împlinești. Este un vis. Și atunci când simți că clădești ceva, visezi bunoare să fac o școală pe idee de environment, de exemplu, pentru că în spațiul nostru există, e nevoie de așa ceva. De câtva timp mă frământ această idee. E o idee, e un gând, e o bunoară în vecinătatea spațiului meu. Se pot face multe. Eu aș folosi un atelier măcar așa pentru mulți studenți care termină facultatea și care încă nu au un atelier. Și cum spunea și maestru Baba cu ani în urmă, cu mulți, în 80 și ceva, când era ideile alea nebune a dictatorului, de a desfința anumite școli și așa mai departe. Ca să formezi un om în zona artei, trebuie foarte multă răbdare, mult timp și instructaj foarte bun. Și să ai tot timpul o documentație foarte bună, să fii într-un fel la zi. Atunci devii competitiv, concurent și poți. Marea bucurie a unui artist este când își vede opera împlinită. Primul rivale, pe lângă faptul că
pot să zic că spațiul lui este un spațiu cultural. Datorită, cum să zic eu, trudei lui și cărților lui, am făcut o legătură cu arta contemporană. Adică nu prea există materiale și el ne le-a furnizat. Cred că singurul care a intenționat să transforme un spațiu, o casă, adică propria casă, să o transforme într-un spațiu cultural și a reușit chestia asta. Deja e transfigurat. Uite, domnule, cumva de la, cum îi zice, de la banala intervenție în spațiu, ajungi la un moment dat să lucrezi cu, cu mediul retranspus în zonă de alt limbaj, de alt tip de limbaj. Foarte frumos, mi-a ieșit de astăzi așa încântat. Și urmează, uite și asta e o să fie, cu aceste fractali, fragmente din plafonul Sixtin, vreau să le suspend ca și rufele la uscat, de fapt bucăți, morsov, burcăți din plafonul Sixtin, probabil obținând, firește, un fel de spațiu, un fel de spațiu interactiv, pentru că, sigur, vântul o să miște suprafețele, dar un fel de spațiu al transparenței, al suprapunerilor, pentru că aceste plasticuri, captând lumină și având o anumită transparență, se pot lectura ca niște vitralii. Simt nevoia câteodată de lumină, de lumină în viață, lumină în mediul acesta, că de o vreme un sentiment de frăcăbați pasul pe loc și stăm într-un fel de gri.